Tânărul condamnat la moarte în Malaezia are acum șanse mai mari să fie salvat. Gigi Becali îi sare în ajutor și face tot posibilul să-l aducă în România în viață pe Ionuț Gologan. Ieri a avut loc o întrevedere cu tatăl acestuia. Cei doi au discutat doar 10 minute, însă acum lui Dumitru Gologan parcă i s-au mai luminat ochii. Nu mai luptă de unul singur să-și scape copilul de pedeapsa cu moartea. Mi-a dat ieri 3.000 de euro și a rămas când mă întâlnesc cu dânsul din nou să mai discutăm dacă mai am nevoie de ceva. E dispus să plătească și cauțiunea, cât e, nu mi-a spus suma, dar a zis, dacă m-am implicat, câți bani e, nu mai mă uit la bani. Tatăl acestuia va pleca săptămâna viitoare, pe 29 iulie, din nou în Malaezia. Va sta 2 săptămâni pentru a-și putea vizita fiul cât mai des. Este 1 săptămână și 2 zile de când m-a sunat. El mi-a cerut să-i duc Biblia, o cruce, icoane de lemn. Din ce cauză nu știu. Probabil că vrea să-și facă un altar în celul acolo să roage. La proces va veni și Gigi Becali cu avocați din România și speră ca tânărul să se întoarcă acasă, să-și execute aici pedeapsa. În el își pune acum toate speranțele și Dumitru. Cu ajutorul dânsului, poate Dumnezeu ne ajută să-l salveze. Probabil că are altă influență în statul român. Nu va mai fi păcălit cum am fost eu. În cei 3 ani de când Ionuț Gologan a fost condamnat la moarte, statul român a plătit avocatului din oficiu de acolo în jur de 70.000 de euro. Până acum însă acesta nu a reușit să obțină anularea pedepsei sau să-l aducă să fie judecat în România.